Grădina de filme din Piața Lahovari te mai face să uiți puțin de căldura de peste zi și te va introduce mâine seară în lumea aristocraților de la Toulouse-Lautrec. Cei 5 componenți ai rockului alternativ își promovează albumul Dejun pe iarbă, al treilea din cariera lor, album lansat în 2015. Acesta e principalul motiv pentru care schimb acum câteva vorbe cu Apartment, unul dintre cei 5 aristocrați. Bonjour Toulouse-Lautrec, bonjour Apartment. Bonjour Stefan. Mai întâi de toate, spune-mi, te rog, cât de gustos crezi că a fost dejunul pe iarbă până acum pentru publicul care vine la concertele voastre? Sper că s-au simțit bine și au degustat fiecare piesă în parte. Acum ultima piesă pe care am lansat-o este Istanbul, în care am avut o violă și un violoncel și cred că asta e ultima picanterie de pe album. Deja au învățat versurile, multă lume cântă cu noi. Cel puțin camera 203 o cântă toată lumea. În opinia mea, mi se pare foarte civilizat gestul vostru de a-l include în formație și pe Vlad, inginerul de sunet. De ce v-ați hotărât să procedați așa? Pentru că ne-am format o echipă în timp, lucrăm tot felul de lucruri. Spre exemplu, videoclipul de la camera 203 a fost filmat la pensiunea hotel de care se ocupă Vlad, așa că totul s-a legat frumos și de aceea noi suntem acum o mare familie. Știam că ești prins și într-un proiect personal numit The Pixels. Mai de actualitate? Este și dacă o să fii pe fază și ții aproape, o să primești niște piese chiar în română în următoarele zile, hai să zic o lună. O piesă s-ar putea să o lansăm chiar astăzi, odată cu lansarea unei platforme de critică artistică care se cheamă Big Critic și se cheamă Realitatea Virtuală. Asta e și tema site-ului, mă rog, nu o să fie o revistă printată, va fi mai degrabă o platformă online. Concertul de mâine seară de la Grădina cu Filme este unul acustic. Ce are acusticul atât de special de reveniți la el din când în când? Are o căldură aparte și este apropierea față de public. Aici la Grădina cu Filme este un loc destul de intim, așa, între căsuțe, între calcane și cred că o să sune foarte bine. Și întotdeauna publicul, nu știu, simte o altă emoție. Suntem mai aproape de ei. Ei cântă cu noi și se creează o atmosferă foarte plăcută. Merci beaucoup, Toulouse-Lautrec. Merci beaucoup, Stefan. Au revoir.